Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări atât în fața micilor ecrane, cât și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV și pe YouTube, ne găsiți și acolo tot la Hunedoara 1 TV. Puteți să vă și abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Căldura parcă nu vrea să ne lase, cel puțin deocamdată. Cu siguranță, prin decembrie, ianuarie, o să plângem noi după aceste zile atât de călduroase, dar până una alta, căldura cred că a mai făcut și unele victime și în județul Hunedoara, dar și la nivel național. Vom încerca să discutăm astăzi și despre aceste aspecte. O să discutăm însă și despre bolile infecțioase, pentru că sunt parcă din ce în ce mai multe astfel de cazuri. Vom vedea exact despre ce este vorba în emisiunea de astăzi și, bineînțeles, nu trebuie să uităm că sănătatea ar trebui să fie cumva pentru fiecare dintre noi pusă pe primul plan. Lucru care nu se prea întâmplă de cele mai multe ori, doar atunci când ne doare câte ceva, ajungem în cabinetul unui medic de specialitate. Poate ar trebui să mai lucrăm puțin la acest aspect. Astăzi alături de mine este doamna doctor Cecilia Birău, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică al județului Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc de invitație și salut telespectatorii dumneavoastră. Ne-am propus astăzi să discutăm despre bolile infecțioase, despre cazurile de hepatită din județul Hunedoara, dar aș începe totuși cu aceste zile caniculare, aceste săptămâni caniculare care nu ne-au prea dat pace în ultima perioadă. Au fost situații de hunedoreni care au fost afectați în adevăratul sens al cuvântului de caniculă, de căldura aceasta care afectează, cred că până la urmă, indiferent de vârsta pe care o avem, dacă nu știm să gestionăm un pic situațiile. Normal că ne afectează, pentru că noi avem un organism care trebuie să îl menținem la 37 de grade Celsius, temperatura interioară. Și este clar, în momentul în care temperatura mediului ambient este egală sau chiar mai mare decât temperatura organismului uman, duce la supraîncălzirea organismului uman și atunci organele și sistemele vor suferi. Pentru aceasta, noi trebuie să știm cum să ajutăm mecanismele de termoreglare pentru a fi sănătoși în perioada de vară, mai ales în acest an în care toți meteorologii spun că va fi cea mai lungă vară și cu vara cu temperaturile cele mai ridicate și, dacă observați, și cu manifestări extreme, atât zone în care avem temperaturi foarte ridicate care duc la apariția de incendii sau zone în care avem diferite averse cu ploi puternice, descărcări electrice. Deci am avut care, în momentul extreme. Vedeți, și chiar și în județul Hunedoara au fost aceste manifestări ale naturii. Și atunci trebuie să știm, este foarte bine că acum avem RoAlert-ul care ne anunță și ne spune de apariția imediată. Din păcate, imediat s-ar putea să fie chiar imediat. Deci chiar în minutele sau chiar minutul următor, dar trebuie să știm cum să ne apărăm. Suntem în secolul 21, avem și ajutorul care înseamnă aer condiționat, dar atenție și aici, trebuie ne să poate știm. Poate fi și dușman dacă nu știm să-l știm folosim corespunzător. Folosim. Exact. Și în niciun caz nu trebuie să avem o diferență mare de temperatură între zonele în care utilizăm aer condiționat, adică mașini sau chiar în locuință, birouri. Pentru că dacă ieșim de la o temperatură de 17 grade Celsius la o temperatură de 37, 39 sau
bine, pentru județul Hunedoara nu am avut 41 de grade înregistrate la umbră, dar la soare, la, cu siguranță a depășit soare, această sigur, temperatură. A fost. Se poate produce șocul termic cu pierderea cunoștinței, iar dacă există și o boală cronică, înseamnă că resuscitarea persoanei respective să se facă foarte greu și au fost ani în care au fost persoane care și-au pierdut viața. Am avut în acest an cazuri de hunedoreni sau, mă rog, persoane care au căzut în stradă și din păcate au decedat? Pentru județul Hunedoara nu am avut, dar este clar că au crescut tot ce înseamnă a suna la 112, pentru că sunt persoane, de fapt, în toată țara deja sporul natural este negativ, deci persoanele în vârstă sunt mult mai multe decât persoane tinere și atunci au și boli cronice și clar apelul la 112 este făcut mult mai frecvent în această perioadă, mai ales dacă se uită să se hidrateze, pentru că persoanele în vârstă de cele mai multe ori uită să se hidrateze, iar în cazul lor deshidratarea celulei nervoase se produce mult mai repede și pot să apară fenomene de genul demenței obnubilare, se uită, nu mai cunoști lumea și sunt semnele și simptomele care dispar cel mai rapid, adică prin hidratare. Deci să nu uităm acest lucru, să nu uităm să, pentru persoanele care au boli cronice să ia tratamentul, pentru că tratamentul menține boala la nivelul la care a fost diagnosticată, să nu ne uităm să ne hidratăm. Acei 2 litri de apă pe zi înseamnă de fapt hidratarea unui organism normal la 20 de grade Celsius, la 20 de ani și de sex masculin. Deci, de fapt, hidratarea înseamnă să acoperi pierderile de lichide. Iar vara, sigur, pierdem mult mai mult, pentru că unul din mecanismele de apărare și de termoregrare a organismului este transpirația. Pe lângă pierderea prin urină, prin vorbă, prin scaun. Ne putem hidrata și consumând fructe, legume? Bineînțeles. Aceasta este apa biologică care, da, deci, ce trebuie să consumăm? Apă potabilă, de preferință mineralizată, pentru că prin transpirație pierdem o cantitate mult mai mare și de minerale. Legumele și fructele ne aduc o bogăție de legume, de minerale și de vitamine, care ajută organismul să își realizeze mult mai rapid toate mecanismele de termoregrare și menținerea echilibrului hidroelectrolitic al organismului. Așadar, apă, multă legume, fructe, mai puțin o bere și niște mici. Mai puțin. În această perioadă cu tot felul de zile ale orașului, ale comunelor și atunci unii consideră că așa se hidratează cel mai bine. Da, mai puțin băuturi alcoolice, chiar dacă au cantitate mai mică de alcool, deci nu băutură tare, pentru că alcoolul de fapt deshidratează. De ce? Pentru că pentru metabolizarea alcoolului în organism se supra-solicită atât ficatul cât și rinichiul. Se duc niște lupte acolo în organismul nostru cu siguranță. Și se elimină o cantitate mult mai mare de apă pentru a elimina alcoolul din organism, deci nu te hidratezi. Clar, te hidratezi cu apă, nu băuturi bogate în zahăr, pentru că și acestea deshidratează și atunci să mâncăm legume și fructe cât de multe, sub orice formă, de preferință proaspete, pentru că atunci îți aduc toate toate vitaminele hidrosolubile, altfel ele prin preparare multe se pierd,
Să nu uităm și de produsele lactate, pentru că și aici avem lapte, mai ales în lapte și tot ce înseamnă iaurt chefir, nu neapărat brânza, care este un concentrat și dacă este și sărată, deja ne deshidratează. Să nu uităm pentru persoanele de vârste extreme, copii și vârstnicii, clar, să nu iasă afară în acea perioadă. Dar, din păcate, mai care... vedem persoane vârstnice care la ora 12, ora 1 la prânz sunt afară, mai care poate și o plăsuță, două, și este destul de riscant pentru ei. Este riscant, dar atunci să nu uităm să avem haine ușoare, de preferință de materiale naturale, de preferință culoare albă, pentru că reflectă lumina, să nu uităm să avem și ceva pe cap, o pălărie, o șapcă, pentru că calota craniană este un os, dar este destul de subțire și atunci asupra calotei craniene au acțiune foarte rapidă radiațiile calorice solare și se produce și insolația, deci pe lângă manifestările de rută ce înseamnă termoreglare, avem și insolația. Să nu uităm că expunerea la radiații solare înseamnă și expunerea la radiații ultraviolete, care, da, ne ajută în producerea la nivelul pielii a vitaminei D, care înseamnă fixarea corespunzătoare a calciului în oase și niți, dar ultravioletele au și acțiune negativă asupra pielii, ducând la apariția cancerului de piele, iar unul din cancerele de piele, melanomul, este unul din cancerele cu o evoluție rapidă și foarte cu un efect de apariție a metastazelor rapide. El trebuie diagnosticat în stadiu 0 și stadiu 1 și atunci când ne expunem la radiațiile solare dimineața, da, până la 10 și seara după ora 18, să utilizăm acele creme cu filtru ultra, de blocare a ultravioletelor, de preferință 50, să ne inspectăm pielea periodic și dacă apar alunițe care se modifică cu creștere în volum, modificare de formă, culoare, devin, de, formă, de culoare, devin inflamate, să mergem imediat la medic, pentru că acest lucru ne poate salva viața. Așadar, am făcut așa o introducere mai lungă, să spunem, în ceea ce privește și, până la urmă, cu ceea ce ne confruntăm noi zi de zi cu aceste călduri. E bine să ne protejăm atât cât putem, pentru că, iată, putem ajunge și în astfel de situații în care să vorbim de diferite boli, chiar cancer, care nu cred că este deloc confortabil pentru nimeni să audă un astfel de diagnostic. Așadar, ne mai putem proteja și noi cât de cât. Haideți să trecem acum la un alt subiect extrem de important, aceste boli infecțioase, și am observat o tendință de creștere a numărului de cazuri de hepatită în județ, probabil că nu doar în județul Hunedoara, ci și în alte zone ale țării. Avem un motiv să ne îngrijorăm? Acum, știți cum, creșterea nu este așa de mare în față de alții ani. Nu mai avem focare. Au fost ani în care aveam focare de câte 100 de persoane. Acum sunt cazuri, pot să spunem că sunt cazuri izolate. Dar, iar hepatita este, de fapt, inflamația ficatului dată de virusurile hepatice, care sunt de mai multe tipuri. Avem hepatita de tip A și hepatita de tip E, care se transmite prin apă și aliment contaminat, mai ales datorită mâinilor murdare, da?
care sunt și ele contaminate. Deci pot să fie prevenite foarte ușor. Prin metode de igienă simple, spălatul pe mâini cu apă potabilă și săpun ori de câte ori este nevoie și întotdeauna înainte de a mânca și de a prepara hrana. Să nu uităm că dacă nu avem acces la apă, putem să avem la noi acele șervețele, nu neapărat dezinfectante, măcar șervețele umede și înainte să mâncăm să ne ștergem cu acele șervețele, deci putem să prevenim boala. Pentru hepatita de tip A există și vaccin, dar el nu se face decât în focar, la persoanele care încă nu au avut boala. De ce? Pentru că nu dă o imunitate pentru toată viața, dar în cazul focarelor au un rol important pentru că ajută închiderea focarelor, deci ajută formarea imunității și persoanele nu își mai fac imunitate trecând prin boală. Deci clar și trecerea prin boală, să știți că nu lasă imunitate pentru toată viața. Deci hepatita A poate să apară de mai multe ori în viață și atunci haideți să nu uităm metodele simple de prevenire a acestei boli infecțioase. Pentru hepatita B, C și D aici avem o transmitere prin tot ce înseamnă fluide ale organismului, începând cu sânge, salivă și secreția ale organelor sexuale și deci putem să spunem că este și o boală cu transmitere sexuală secundară. Pentru hepatita B avem tratament, așa, și avem și prevenție, un vaccin. Vaccinul care este făcut în primele ore de la naștere. Și apoi avem, intră în hexavaccinul, deci printr-o înțepătură se previn 6 boli, care se face la 2, 4, 11 luni. Deci prin 3 înțepături în, și, bun, 4. Și acest vaccin cumva garantează faptul că și va cazul fi unui contact sexual neprotejat, pentru că spuneați că și acesta poate fi unul dintre factorii care să declanșeze hepatita B. Suntem, bineînțeles, este în siguranță. Clar, în cazul în care există toate cele 4 doze, avem clar o imunitate pentru toată viața. Bun, acum știți cum întotdeauna, ca orice medicament, nu poți să zici 100%. Există și cazuri, deci avem o așa, o garanție, să spunem, de la producători până la 95%. Nimeni pentru nicio moleculă nu îți poate garanta că va fi 100%. Dar că totuși, va garanta de la 0% la 90% e cale lungă. Dar de-aia zic, dacă va garanta 100%, înseamnă că nu știe să... Ar trebui mai multe semne de întrebare acolo, exact. Ceva nu e ok. Exact. Dar clar, vaccinarea s-a văzut, pentru că hepatite cronice datorită virusului hepatitei de tip B sunt din ce în ce mai puține. Tocmai pentru că avem această vaccinare atât în România cât și în întreaga lume și este o victorie a vaccinării. Pentru hepatita de tip C nu avem vaccin și pentru aceasta încă se descoperă cazuri. De ce? Pentru că în cazul hepatitei de tip C și semnele și simptomele pot să fie foarte vagi, doar așa o sufebrilitate și o stare generală cu o oboseală marcată. De cele mai multe ori nu apare semnul caracteristic hepatitei, care înseamnă icterul. Icterul înseamnă îngălbenirea tegumentului, dar și a sclerei. Deci, dacă avem și sclere, de ce? Pentru că aici, ca să liniștesc,
mămicile, dacă dau o alimentație bogată în morcov copilor, s-ar putea să aibă o culoare, dar niciodată în cazul în care avem un caroten foarte mult la nivelul pielii, nu vom avea și niște sclere, adică albul ochilor galbene. Dar pentru siguranța și liniștea doar, lor pot doar consulta un medic, bineînțeles, de specialitate. Dar doar în cazul hepatite, deci doar în cazul distrucției celulei hepatice. Că asta se întâmplă. Inflamare cu distrugerea celulei hepatice. Este o veste bună pentru că acum și pentru hepatita C există tratament, există un program național. Tratament care trebuie să fie administrat toată viața? Sau tratamentul se administrează până în care se spune, da, ești vindecat, da, și nu ai ajuns la faza în care distrugerea hepatică este așa de mare în care apare ciroza. Da? Deci putem spune hepatita cronică se poate vindeca acum în secolul 21 și sunt molecule care sunt non-interferonice, pentru că am avut și o perioadă în care tratamentul era cu interferon, dar era greu de suportat, da, era foarte greu de suportat și erau persoane care medicul întrerupea tratamentul tocmai datorită efectelor secundare care erau mult mai grave decât menținerea tratamentului. Deci, cele mai multe ori, atunci când auzim de ciroză, ne gândim că automat acea persoană a consumat mai mult băuturi alcoolice. Da. Este aceasta singurul... Nu, tocmai asta deci am precizat aici. Deci, hepatitele sunt infecțioase, da, dată mai ales de virusurile hepatice, dar sunt și hepatite toxice, care pot să fie date de anumite medicamente și să nu uităm de deci putem o formulă care și din cauza unor medicamente. Da. Și dau exemplu aici un medicament care este foarte utilizat de toată lumea, paracetamolul. Banalul paracetamol, iar din păcate în urmă cu 5 ani și chiar în pandemie au fost persoane care au decedat datorită dozei mari de paracetamol luate pe zi. Deci nu, paracetamolul, da, este că se va vindeca de un COVID, probabil un antitermic. S-a ajuns în această situație. Exact. Este un antitermic și un antiinflamator foarte bun, dar și el trebuie să fie luat la indicația medicului și să nu depășim doza. Pe lângă acestea avem tot toxică este datorită anumitor substanțe și aici intră alcoolul, intră în drogurile, ca să nu povestim, dar și substanțe industriale, benzenul este un exemplu și să nu uităm că chestia aia cu aurolacii, care de fapt e tot partea de dependență, este același lucru și tot efect asupra celulei hepatice au și anumite ciuperci otrăvitoare. Deci, atenție, dacă vor fi perioade în care ploile vor duce la dezvoltarea ciupercilor, să nu consumăm ciuperci decât din magazine, pentru că ele pot să fie ciuperci otrăvitoare și nu există o încrucișoare a sporilor, dar pot să fie așa de asemănătoare cele care sunt otrăvitoare, încât și cei care consideră că le cunosc foarte bine pot fi afectate aceste ciuperci. Știți foarte bine, s-au pierdut aceste obiceiuri. Aceste obiceiuri se transmiteau din generație în generație. Acum, cred că există niște lacune așa între generații și s-ar putea să spui că cunoști foarte bine, dar de fapt să fie o ciupercă otrăvitoare într-o fază de dezvoltare care seamănă au foarte bine. Au fost anul acesta intoxicații cu ciuperci, că știm, da, în fiecare an au fost cazuri, cel puțin fost în perioada în care am avut raportate de unitățile sanitare cazuri de grave? Cazuri. Nu, cazuri care au putut să fie salvate, nu au dus la deces, dar clar să nu uităm și de aceste
Da, alimente foarte bune, pentru că din sfera alimentelor vegetale sunt singurele surse de vitamina D, dar trebuie să le cunoaștem. Și atunci, cel mai sigur, le cunoaștem din magazine, pentru că știți foarte bine că există și... Din mediile controlate. Da, pentru că există și din flora spontană a țării în foarte multe magazine. Nu mai este problema că nu putem să ne delectăm cu ciupercile din flora spontană. Să nu uităm ca și boli infecțioase, să nu uităm de COVID. A trecut de la pandemie mult timp. Dar și sunt convinsă că acum foarte mulți dintre cei care ne urmăresc au exclamat, lăsați-ne cu COVID-ul. Sunt convinsă de acest lucru, însă el încă există, acest virus care ne-a pus așa în mare încurcătură pentru mulți ani, în continuare există sub o formă sau alta. Clar există, clar va exista, după cum am spus. Ultima raportare pentru țară este un număr de 5400 de cazuri de infecție cu virusul COVID-19. Asta înseamnă practic în deci ultima creștere, săptămână sau cam într-o săptămână au fost într-o săptămână. Iar creșterea a fost așa foarte rapidă, pentru că au fost creșteri la începutul lunii iulie, erau pe țară în jur de 700 de cazuri, apoi s-a ajuns la 3000 și acum ultima săptămână, pentru că mâine va fi raportarea pentru săptămâna anterioară, dar ultima raportare este de 5400. Asta deci, înseamnă că și în județul Hunedoara avem raportate astfel de cazuri. Și în județul Hunedoara avem, bineînțeles, am trecut de la 6 cazuri la 36, la 49 și apoi la 46. Deci există și o creștere și atunci... Acești oameni au ajuns la medic având simptomele clasice de răceală, de da, anumit disconfort, s-au schimbat cu ceva simptomele? Simptomele pe care le știm foarte bine, cu stare generală alterată, febră, dureri musculare, oboseală. Au fost persoane care au avut și manifestări digestive, după cum știți, și în pandemie au fost persoane care au avut și manifestări digestive. Au fost persoane cu forme ușoare, dar au fost persoane care au necesitat și internare. Deci nu este un lucru care nu există. Există, da, și trebuie să știm că, din nou, metodele simple de igienă, care înseamnă, da, să ne spălăm ori de câte ori este nevoie pe mâini cu apă potabilă și săpun, dacă nu avem să folosim acele șervețele care sunt cu dezinfectant sau clar există la niște... Acum prețurile sunt mult mai mici decât în pandemie, să avem acea sticluță mică în geantă cu dezinfectant. Dacă avem semne și simptome de boală, să ne programăm la medicul de familie. Acum, și... în această perioadă mai punem și pe seama căldurii de afară, că avem așa stări mai altfel, să spunem. Poate da, am mâncat ceva, poate prea multe fructe, poate am băut prea multă apă și atunci nu ne mai gândim că ar putea fi COVID sau un alt virus care să ne atace organismul. Da, da, dacă totuși apare și febra și starea generală este tot alterată, este clar că... Nu mai putem pune... Da, nu putem să punem diagnosticul clar, dar există testele rapide. Se poate pune diagnosticul diferențial cu alte infecții acute și să purtăm totuși masca când mergem la medicul de familie, pentru că nu este deloc indicat să dăm cadou un virus celorlalte persoane care așteaptă în sala de așteptare a medicului, pentru că poate sunt persoane cu boli cronice și poate să facă o formă gravă a bolii. Este valabil și pentru acele persoane care au anumite boli cronice să folosească acea mască?
Da, atunci când ajung la medic sau și în alte ar fi, situații. Ar fi foarte bine. Încă, da, încă mai sunt persoane în vârstă care sigur au o boală cronică gravă, care îi vezi că poartă masca. Deci nu este un lucru care nu îl vezi, dar nu îl vezi la toată lumea. Și atunci, măcar când apar semnele și simptomele de boală acută, infecțioasă, să se poarte mască, să nu se uite de acest lucru. Să nu uităm că și aerul condiționat, dacă nu este curățat corespunzător la începutul perioadei de funcționare, s-ar putea să fie o sursă de microorganisme și să ducă la apariția unor boli acute respiratorii. Și ne întrebăm de unde și de ce. De unde iată și că de ce. Acel aparat considera prietenul nostru, este până la poate un punct să fie și dușmanul nostru. Să nu uităm că este vară și atunci toxinfecțiile alimentare au o frecvență mult, mult mai mare și nu pot să fie doar de la unități alimentare, de alimentație publică, ci și de la masa pe care o preparăm noi în casă, dar dacă nu ne vom spăla pe mâini ori de câte ori este nevoie, dacă tot ce folosim pentru prepararea mâncării nu este spălat sub jet de apă potabilă, un jet continuu de apă potabilă poate să fie sursă de contaminare. Să nu uităm că și pepenii, da, sunt fructe, deci și pepenii trebuie să fie spălați. Practic, deci, cam tot ce consumăm, tot ce cumpărăm, legume, fructe, da, trebuie spălate. Eu clar nu aș indica să încercăm pepenii în piață, pentru că... De acord, perfect de acord aici. Acel cuțit nu cred că este spălat întotdeauna în momentul în care se taie coaja și el introduce în interiorul pepenului absolut tot ce este pe coaja acestuia și ce este pe el, pentru că nu a fost spălat înainte de a încerca. Deci chiar și pepenele poate să ducă la apariția toxinfecției alimentare. Iar dacă mai lăsăm mâncarea pe masă la temperatura ambiantă, chipurile să se răcească, nu stricăm frigiderul, dar putem să există metode. Da, folosim mai multă apă, da, într-un vas mai mare, punem apă rece și punem oala să se răcească în acea apă rece. Deci, timpul este mult, mult mai scurt, cam 15 minute ai reușit să răcești și să introduci imediat în spațiul frigorifii mâncarea. Astfel, previi, pentru că boala acută digestivă te deshidratează mult mai rapid, iar recuperarea este greoaie, da? Deci să nu uităm acest lucru și atunci de ce să nu prevenim? Apa potabilă, săpunul și regulile minime de igienă previn cele mai multe boli infecțioase. Deși unii nu dau o importanță atât de mare, iată că aceste elemente așa de bază până la urmă, care țin și de educația noastră, pe care o primim și acasă și în școli, aș spune eu, că și acolo ar trebui poate insistat mai mult asupra acestor subiecte, prevenim. E mult mai ușor să facem acest lucru decât să tratăm și mai puțin costisitor din foarte multe puncte de vedere. O altă problemă care a fost destul de mare și la nivel național, acea epidemie de rujeolă, a făcut destul de multe valuri în rândul părinților, în special pentru că au fost îngrijorați pentru copiilor ca nu cumva să se întâmple ceva odată ce au luat acest virus. Care este situația în prezent și ce se poate face pentru a nu mai ajunge poate în astfel de situații în care să avem zeci, poate sute de cazuri în anumite zone? Păi, ce să zic, încă suntem în epidemia de rujeolă. Rujeola este o boală infecțioasă care
poate fi prevenită prin vaccinare, vaccinarea copiilor care să se facă la 12 luni și la 5-6 ani, două înțepături, ca să zic așa. Din o înțepătură care ne poate salva. Da, suntem în epidemie și atunci, tocmai pentru că acei copii care sunt mult mai sensibili s-a scăzut, deci se mai face o a treia doză, doza 0, care este de la 9 la 11 luni, deci părinții pot să meargă la medicii de familie pentru a-și vaccina copiii sub un gratuit. An. Totul este gratuit, este program național al Ministerului Sănătății, vaccinarea este gratuită, vaccinuri există, nu există în acest moment, nu avem sincope de aprovizionare cu vaccinuri pentru programul național de vaccinare și atunci și recuperarea, dacă nu s-a făcut a doua doză, recuperarea se poate face la orice vârstă. Deci nu este problemă, vaccinarea se poate face și doar părintele trebuie să ceară, pentru că până la urmă el este răspunzător de vaccinarea sănătatea. Vaccinarea nu este obligatorie și atunci nu este obligatorie, e cam dar dificil. Ar trebui să știm că este mult mai ușor să ai imunitate prin vaccinare decât prin trecere prin boală, pentru că nu știu cât poate să sufere un copil dacă este înțepat, se poate înțepa și în joacă și poate riscul este mai mare dacă te înțepi în joacă cu ceva care a fost la nivelul pământului, pentru că poate să existe risc de apariția tetanosului. Deci, iar și atunci termină momentul în care injecții care nu sunt deloc plăcute. Da. Iar în moment, și atunci va merge părintele să fie vaccinat copilul. Deci atunci se va gândi că trebuie să-l vaccineze. Acest vaccin împotriva rujeolei nu înseamnă că acel copil nu va trece prin boală sau e cumva garantat că nu va, deci, va ca orice vaccin avem tot așa o garanție de 90-95%. Deci poate să se întâmple ca un copil care a fost vaccinat să facă boală, dar sigur va face o formă foarte ușoară, sigur nu va face tot ce înseamnă complicațiile rujeolei, care înseamnă pneumonie rujeolică cu apariția insuficienței respiratorii sau care înseamnă encefalopatie rujeolică cu manifestări grave cu care pot să ducă la deces datorită acestui lucru. La noi în județ nu am avut decese datorită rujeolei, dar în țară știți foarte bine au fost cazuri și la vârste foarte diferite, de la 2 luni, chiar și la 30 de ani, pentru că au fost persoane care nu au prins vaccinarea și erau nevaccinate. Bun, persoanele de 30 de ani aveau o boală cronică, o boală a sângelui, deci tocmai de asta vaccinarea, știți ce înseamnă de fapt acea acoperire vaccinală? Înseamnă că persoanele care datorită faptului că nu au putut să fie vaccinate sau nu au prins partea de vaccinare sunt apărate de acele persoane care sunt vaccinate. Pentru că în momentul în care avem o vaccinare de 95% din populație, este clar că 5% care nu pot să fie vaccinați, care nu au fost vaccinați din cauza că n-a fost introdusă vaccinarea în perioada când erau ei copii, nu vor face vaccinarea pentru că nu are cum să se transmită virusul. Da? Asta este acoperirea, așa, ați văzut că sunt spoturile publicitare care arată ca o umbrelă, da? Deci 95% trebuie să fie vaccinați populația de copii, pentru că acei copii care nu pot sau au boli cronice grave să nu
poate să se îmbolnăvească. Să fie protejați cumva și în acest fel. Să fie și ei protejați. Se spune despre rujeolă că dacă o agățăm așa când avem o vârstă mai înaintată, este mult mai periculoasă față de, nu știu, vârsta de câțiva anișori, când majoritatea, să spunem, dintre copii fac această boală. Este adevărat? Da, știți de ce? Pentru că organismul va reacționa pentru a separa mult mai, așa, mai grav. Febra va fi mult mai mare, erupțiile mult mai rapide și starea generală, pentru că până când organismul începe să-și formeze anticorpii și să lupte, este mult, mult mai greoaie în cazul adultului decât în cazul copiilor, care la fel și la vaccinuri, pentru că ei își formează imunitatea mult mai rapid, ei învață. La fel, orice organism tânăr învață mult mai rapid decât un organism cu o anumită vârstă în care perioada de învățare este mult mai greoaie. Încercați acum să învățați, sigur veți putea să învățați o limbă străină, dar depinde de acea limbă străină, dar un copil de 3-4 ani sigur va învăța mult mai... Deci același lucru se întâmplă și în cazul tuturor mecanismelor de supraviețuire a organismului uman. Și atunci e mai bine poate ca părinții să fie puțin mai relaxați atunci când vine vorba de interacțiunea unui copil sănătos cu unul care are rujeolă, să dacă este vaccinat. Nu, dacă este vaccinat. Nu, să nu fie relaxat în momentul în care... Să nu meargă pe acea idee, lasă că nu, se călește copilul. Nu, pentru că tot așa suntem în epidemie. Dacă știi clar că copilul tău a intrat în contact, este contact cu o persoană cu rujeolă, se merge imediat la medicul de familie, se face vaccinarea. Și atunci copilul va trece prin boală. Deci, o înțepătură. Da, poate că copilul va plânge, dar oare cât va dura plânsul acela? Poate nici nu va apărea plânsul, pentru că dacă personalul medical știe cum să vorbească cu un copil mic, astfel încât unii să... Unii nici nu vor simți probabil acea înțepătură. Da, deci aici este vorba de empatia personalului medical și probabil că în timp vom reuși și noi să... facem, pentru că, după mine, o problemă a sistemului sanitar românesc este partea de a-ți arăta empatia celui din fața ta. Și pentru asta nu există un vaccin, din păcate, să ne vaccinăm și să aibă mai multă empatie, există cursuri și cursuri în care poți să știi cum să îți arăți, pentru că poate tu ai empatie, dar nu știi cum să o arăți și atunci trebuie cineva să te învețe. Deci nu este o problemă care nu se poate învăța. În alte sisteme este clar, trebuie să fie făcute aceste cursuri. În ultimele 3 minute din această emisiune vreau să discutăm puțin și despre faptul că, iată, mai e puțin timp, mai puțin de o lună și copiii, tineri, adolescenții revin pe băncile, în băncile din școlile din județul Hunedoara. Sunt pregătite din punct de vedere sanitar școlile sau deocamdată nu ați demarat aceste controle în școlile acum, din județ? Controlele încă nu sunt demarate, dar putem să spunem că unele nu sunt pregătite. Ele sunt în reparații capitale. Suntem anunțați că sunt unități școlare care sunt în reparații capitale. Reparații care nu sunt uzuale, ci se întind pe mai mult timp și atunci sunt unități care sunt relocate. Știți foarte bine, de câțiva ani există această problemă. Pot să existe și nemulțumiri, pentru că s-ar putea ca unele școli să trebuiască să facă pe două schimburi procesul de învățământ, lucru care s-a cam uitat, dar
dar este legifer. Este legifer. Acum, da, nu s-a mai utilizat partea aceasta a legislației care înseamnă că se pot face cursuri pe două schimburi. Bineînțeles, copiii care sunt din clasele 1-4 vor face cursurile de dimineață, iar cei de gimnaziu vor face cursurile de după masă. Deci, da, încă există unități care sunt relocate. Sunt unități care încă mai trag tare, ca să spun așa, pentru asta. Sunt unități care sunt, nu sunt acordate la rețele de apă potabilă și atunci... În continuare avem această problemă în județ. Încă în țară nu avem rețele în toate satele și atunci au sursă proprie, iar acesta trebuie să fie analizată. Pot să spun că deja se conștientizează acest lucru și se vine cu probe de apă pentru a se vedea calitatea apei potabile. Dacă este această obligație reprezentanții unităților de învățământ este să clar, realizeze aceste și în primul analize. Rând primăriile, pentru că școlile sunt în subordinea primăriilor, iar acele fântâni sunt fântâni publice. Conform legislației sanitare în vigoare, este ordonanța 7 din 2023, dar care același articol spune clar, a spus și în legislația trecută, unitățile administrativ-teritoriale trebuie să monitorizeze calitatea apei din fântânile publice și să asigure apă pentru copii, dacă acele fântâni publice nu sunt potabile. Sau să încerce să le potabilizeze, pentru că dacă problema este doar microbiologică, potabilizarea fântânilor se poate realiza, eu spun, se clar, ușor, pentru că înseamnă asanare, dezinfecție și apoi din nou curățarea fântânii, ceea ce se poate face. Și prin această emisiune, da, fac un apel reprezentanților unităților administrative-teritoriale să nu uită despre acest fapt și să nu uită de fântânile publice, care înseamnă fântânile pentru unitățile școlare, care trebuie să asigure apă potabilă. Mai au la dispoziție puțin timp pentru a se pune la punct cu toate aceste detalii. Timpul și este pentru siguranța clar, copiilor și a cadrelor didactice poate... până la urmă. Da, dar până alta, până potabilizează, există posibilitatea de utilizare a celor dozatoare de apă potabilă. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Ne vom revedea cu siguranță și în perioada următoare, pentru că, așa cum spuneam, iată, urmează o perioadă destul de complicată și pentru dumneavoastră, pentru că vor începe aceste controle. Veți avea mai mult de lucru, probabil, în perioada următoare. Întotdeauna știm acest lucru și clar colegii de la Control de Sănătate Publică au programat activitățile pe care trebuie să le facă. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!